Pandemia de coronavirus a dat peste cap planurile de căsătorie pentru mulți tineri din Maramureș. Cu toate acestea, anul trecut, când autoritățile au fost mai permisive cu astfel de evenimente, numărul căsătoriilor a crescut considerabil, semn că multe cupluri nu au mai vrut să aștepte. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Maramureș, numărul căsătoriilor în anul 2021 a fost de 2810, cu 979 mai mare decât în anul 2020. Rata nupțialității crescând de la 3,5 la 5,4 căsătorii la 1000 de locuitori. În același timp însă au fost și mai multe cupluri care au dorit să se despartă definitiv. Astfel, numărul divorțurilor în anul 2021 a crescut cu 7 față de anul precedent, rata divorțialității majorându-se de la 1,15 la 1,17 divorțuri la 1000 de locuitori. Vești mai puțin bune vin în ceea ce privește numărul de nou-născuți, lucru care denotă o îmbătrânire constantă a populației în Maramureș, dar și rezervele tinerilor de a face copii. Numărul născuților vii în anul 2021 a fost de 4226, cu 477 mai mic comparativ cu anul 2020, rata natalității scăzând de la 9,1 la 8,2 născuți vii la 1000 de locuitori. Numărul deceselor infantile în anul 2021 a fost de 32, cu unul mai mare față de anul 2020, rata mortalității infantile majorându-se de la 7,5 la 7,6 decedați sub un an la 1000 născuți vii.